Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Основави землю на тверди ея, создателю судите всяческих призри на раби свое и утверди в державе крепости твоей я воздвигнути дом сей на твердем камени основави по твоему божественному евангельскому класу. Jego že ni větr, ni voda, ni inošto povrediti vos može i blagovoli jemu spješno sovršenje i blagi konec privesti sa i hoćašim v njem žiti i работati od всякого навета сопротивна без вреда сохрани, яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Și locul acesta și cu frica ta întărește pe cei ce vor să lucreze și să ridice această lucrare și îi păzește nevătămați de cei potrivnici și le trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău, binecuvintează și mulțește toate bunătățile în acest loc, ferește de tot lucrarea ce are pe cei ce vor lucra. Că ție se cuvine a nemiluirii și a nemântuirii Dumnezeu nostru și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Asupra celui potrivit.
este binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drepturilor creștini și sfântă biserica ta în viacul veacului. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Și acești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tobie, Christe Boże, nagenașe, slavă Tobie. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Stăpâne binecuvintează. Přijmeme přečisté matky své, svatých si všech mamík apoštolů a všech svatých, nech smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý a litumil. Amin. Sedem slavă lui Dumnezeu pentru această piatră fundamentală a unei așezământ pe care îl așteptăm cât de curând să fie dat în folosință. Ne bucurăm că am avut în altă asistență a prea fericitului părinte, arhiepiscop și metropolit de Braga și a toată Cehia și Slovacia. Și împreună cu delegații și cu membrii delegației și cu toți cei care sunt prezenți și cu autoritățile noastre, și dorim părintelui paroc și credincioșilor de aici, ne-am rugat pentru sănătatea, puterea de muncă și ferirea de orice lucrare potrivnică. Dumnezeu